Salutare tuturor! Numele meu este Alin Poenaru și mă bucur să ne reîntâlnim la un nou clip despre educație financiară. Subiectul zilei de azi va fi modificarea inflației. Dar până acolo, haideți să vedem ce este inflația. Într-o definiție mai academică, inflația reprezintă un dezechilibru major prezent în economia oricărei țări. Acest dezechilibru este reprezentat de o creștere generalizată a prețurilor și de o scădere simultană a puterii de cumpărare a monedei naționale. Adică, inflația reprezintă puterea de cumpărare a banilor în raport cu creșterea exponențială a prețurilor. De ce crește inflația astăzi? Inflația crește datorită politicilor monetare adoptate de băncile centrale în perioada pandemiei. Acele politici făcute pentru a susține economia. Adică s-au dat bani ieftini, cum îmi place mie să le spun, cu dobânze avantajoase, care acei bani au ajuns în consum. Astăzi vine nota de plată pentru acei bani și pentru comportamentele noastre needucate în raport cu ei. În România, inflația astăzi măsoară 13,76%. De aproape 20 de ani, în România nu a mai existat o inflație atât de mare. Mai exact, din anul 2003, când inflația a fost 15,3%. Dar ce înseamnă asta și care este impactul asupra noastră, asupra buzunarelor noastre? Păi să fie cât se poate de simplu și pe înțelesul tuturor. Să facem o analogie și să presupunem că inflația ar fi astăzi 0%. Și vom merge la cumpărături în supermarketul Drag Nouă, iar pe un coș de produse vom plăti 1000 de lei. La finalul anului să presupunem că inflația va fi la 14%. Cât vom plăti pe același coș de cumpărături cu aceleași produse în același supermarket? Cu 14% mai mult. Adică vom plăti pe același coș 1140 de lei. Întrebarea mea pentru voi este: dacă nu avem cei 140 de lei în plus, ce o să fim nevoiți să facem? Răspunsul este să mai renunțăm poate la produse și automat să ne scadă nivelul de trai. Dacă lucrurile vor continua în aceeași direcție, ne putem îndrepta către o stagflație. Posibil să mai fi auzit acest cuvânt, dar ce este ea? Stagflația este o situație economică în care rata inflației este mare, iar creșterea economică va fi în scădere și din nou rata șomajului este înaltă. Mai mult, creează o dilemă privind politica economică ce trebuie adoptată. De ce? Deoarece acțiunile necesare pentru a micșora inflația pot spori rata șomajului și viceversa. Cel mai puternic mod prin care ne putem proteja de efectele destul de devastatoare ale unei inflații ridicate este să reușim să ne creștem constant valoarea veniturilor. Cea mai bună cale prin care poți să-ți protejezi economiile sunt investițiile. Ei bine, acesta este unul dintre motivele pentru care trebuie să ne educăm și să înțelegem contextul economic din care facem parte. Pentru mai multe videouri educaționale, ne vedem pe canalul de YouTube Profit Point. Vă mulțumesc și vă doresc o zi minunată!